Hai, salut și bine v-am găsit la un nou Q&A. V-am cerut eu toate întrebările voastre și ghiciți ce? Uitați-vă câte întrebări sunt aici. Bă, vă mulțumesc pentru toate întrebările și cu siguranță o să răspund la absolut toate. Deci nu vă faceți griji, nu am răspuns în comentarii pentru că v-am zis că o să fac Q&A-ul, deci de asta n-ați primit niciun răspuns și cu siguranță o să răspund la toată lumea. O să fac în jur de 10-15 minute fiecare clip. Și o să postez o dată la două zile începând de acum. Deci când vedeți clipul ăsta, nu mâine, poi mine o să par altul și răspund pe mine, nu. Ați înțeles voi ideea din două în două zile, bun. Hai să răspundem întrebărilor. Adrian Cârcu, ești dispus să faci colaborări? Cu siguranță. Am făcut deja colaborări cum cu Ovidiu. Bine, asta nu se prea pune pentru că mi-este prieten. Dar pe viitor o să fac colaborări și cu alți YouTuber, doar că trebuie mie să-mi placă ce face, nu contează care 3 milioane de abonați sau 100. Dar acum nu scrieți toți că vreau colaborări pentru că nu prea am eu timp acum să filmez. Ideea este că eu filmez noapte. Și nu știu câți dintre voi, dacă sunteți dispuși să filmați noaptea la ora 2, 3, 4, 5, practic dimineața, că atunci filmez eu. Da, cea mai mare plăcere, Counter, toate chestiile le putem juca. Și dacă aveți canal de YouTube, o să zic și de canalul vostru, pentru că mie nu-mi greu. Cristian ne întreabă, are 9 întrebări. Mersi, Cristian. Întrebarea numărul 1. Am văzut că faci o serie de Dead by Daylight. Crezi că aș avea o șansă să ne jucăm? Și eu am jocul. Cu siguranță. Doar că trebuie să fii în grupul de Steam sau să-mi dai un like la pagina mea personală, nu personală, la pagina Nociv. Sau să mă adaugi la prieten. Dar pe pagina personală o să postez în momentul în care mă joc diferite jocuri sau în momentul în care vreau să mă joc cu abonații. Și pe Steam tot așa o să anunț. Deci în una din cele două, dacă ești, cu siguranță o să afli când mă joc. Întrebarea numărul 2. De la ce ți-a venit numele Nociv? Mă, eu mă jucam foarte mult înainte, adică bine, așa cum am joc, dar foloseam foarte des numele Nociv la orice. În orice joc intram, orice account îmi făceam, îmi puneam numele Nociv. Și atunci am zis, deja începe să mă reprezinte chestia asta, îmi place cum sună, ăsta îl folosesc. Și iată-ne aici. Întrebarea numărul 3. La 10.000 de abonați, ce vei face? Ce vrei face? În fine, ce vei face? O să mă bucur mult. O să încerc să postez ceva foarte tare pe YouTube. Nu, poate un daily vlog sau ceva așa, adică un daily vlog, scuze, un vlog, ceva ca să vă mulțumesc. Îmi vedeți și fața, oricum vedeți fața pe Facebook, dar mulți sunt curioși. Și, nu știu, o să mă bucur enorm pentru că ăsta e țelul meu, ăsta e primul meu target, să ajung la 10.000. Pentru că de la 10.000 deja te bagă în seamă site-uri gen G2A sau site-uri de betting, să faci parteneriate și începi să faci o anumită, să strângi o anumită sumă de bani din chestiile astea cu care poți continua, pentru că să fim serioși, niciun YouTuber mare nu face chestia asta fără să câștige ceva, pentru că la un moment dat trebuie să câștigi, pentru că nu ai putea să postezi toate chestiile pe care le faci. Și mie deja mi-ocupă mult timp chestia asta, dar nu-i nicio problemă, o să o fac indiferent ce se va întâmpla. Întrebarea numărul 4. Cât de mult crezi că vei ajunge? Cred că au vrut să întrebe cât de departe. Foarte departe, pentru că nu o să mă las și pentru că îmi place foarte mult. Și dacă îți place ceva foarte mult ca sfat, o să zic chestia asta, bă, fă-o. Indiferent. Indiferent că ăla zice că nu, că ăla zice că da, că indiferent. Dacă tu știi că ești bun în ceva și știi că îți place ceva, fă chestia aia. Indiferent ce. Doar așa un sfat. Bun. Întrebarea numărul 5. Din moment ce ești printre primii YouTuber români care au foarte, foarte puțin hateri, cum te simți? Din câte văd, ai doar un hater. Nu știu care e haterul acela. Dacă l-am, să fie sănătos. Nu am absolut nimic cu haterii, dar am ceva cu haterii care înjură. Urăsc să fiu înjurat sau să văd că cineva este înjurat. Băi frate, dacă vrei să-ți exprimi părerea, exprimă. Indiferent dacă e ceva de hate. Pur și simplu, bă, nu-mi place, o voce de căcat sau nu știu, ceva acolo. Spune chestia asta, nicio problemă. Bine, nici chestia asta nu-i prea ok să zici. Bă, fără să înjuri. Alt exemplu, am dat un exemplu foarte tâmpit. Zici, nu-mi place conținutul tău. Dar nu te mai uita mai departe. Dacă nu-ți place, nu te mai uita. Deci nici măcar, eu nu mă obosesc, deci asta să o scriu. Păi frate, nu-ți place, nu te uita. E simplu, sunt atâtea alte canale și te poți uita pe ele. În schimb, lucruri care ar merita să fie hate-uite. Chestii care sunt copiate, adică pur și simplu să iei clipul unui YouTuber și să-l postezi pe canalul tău și să faci view-uri. Asta e o prostie. Dar dacă tu creezi un conținut, eu cred că nimeni nu prea are dreptul să te hate-uiască.
În fine, oricum am întins prea mult, poate facem un alt subiect, un alt clip pe subiectul ăsta. Întrebarea numărul 6. Ce te-a determinat să te apuci de YouTube? Îmi place foarte mult treaba asta, după cum am mai zis, și îmi place să socializez foarte mult cu voi și cu oamenii în general. Sunt o fire foarte, foarte sociabilă, urăsc să stau și să nu vorbesc cu cineva, că singurătatea pe mine cred că m-ar distruge, dacă ar fi un lucru, singurătatea ar fi acela. Alte motive, fac ceea ce îmi place. Cred că ăsta e motivul cel mai important, adică chestia care m-a determinat cel mai mult. Întrebarea numărul 7. Cum te-ai așa mult timp să postezi vreo 2-3 episoade sau chiar 4 pe zi? Nu prea am timp, filmez noaptea pe la 2-3-4-5 dimineața, fac un efort imens ca să fac treaba asta, dar asta nu contează și nu ar trebui să o știți voi. Voi ar trebui doar să vă bucurați de clipurile pe care le fac și să mă susțineți în cazul în care vreți. Întrebarea numărul 8. Câți ani ai? 20. Întrebarea numărul 9. Și ultima... Întrebarea numărul 9. Și ultima, ce ai face dacă ar veni la tine Iohannis și ți-ar zice că ar vrea să-ți dea o vilă de-a lui sau ar veni Ponta și ți-ar da 1 milion de lei? Ce alege? Dacă vila ar valora mai mult de 1 milion de lei, clar vila. Dar n-are cum să se întâmple asta. Sau poate se întâmplă, poate sunt prieten cu Iohannis și cu Ponta și se bat să-mi dea, care să-mi dea cel mai mult și devin bogat. Și eu fac YouTube doar pentru că îmi place și de fapt sunt bogat. Și nu o să fac niciodată bani din YouTube pentru că... Sa Sebi, o să faci o serie cu Fallout Shelter? Nu știu jocul, dacă o să dau de el și o să-mi placă, o să fac cu siguranță. Fakiru King sau KNG. Cine sau ce te-a motivat să faci YouTube? Eu m-am motivat singur, nu am avut, bine, YouTuberii pe care îi urmăream m-au motivat, dar cineva așa apropiat mie nu m-a motivat, în schimb mă susține prietena și fratele meu și majoritatea mă susțin. Cine te-a motivat? Când pui facecam și de ce te cheamă nociv? Am mai spus de ce mă cheamă nociv, de ce folosesc nickname-ul nociv. Și când pui facecam, bă, când o să consider eu că e necesar? Momentan, cred că e ok și așa. Bun. Ce bine mă simt când te aud că ești așa optimist și le mulțumești tuturor. Optimismul ăsta îl am dintotdeauna și îmi place enorm să fac lumea să se simtă mai bine. Ăsta e și scopul canalului. Hashtag we are family, hashtag grow to 3K, hashtag 3K, mă, ce engleză am în mine. Hashtag you are the best. Mersi. Doamne ajută! Ce componente ai în PC? Componentele principale sunt procesorul FX8300, placa, bine, AMD, FX, așa, placa video GTX 1060 Strix 6 GB, 8 GB RAM și hard disk-ul de 1 TB. Astea cam astea cele mai importante. Placa de... Mi-a zis ăsta de Ponta și Iohannis. Și mi-a venit blaga. Placa de bază cred că e ceva gigabyte, dar nu știu exact. De unde ești? Sibiu? Uite, Sibiu de la Iohannis. Ce faci? Bine, încerc și eu să răspund întrebărilor. Vei face o serie de Deceit, de Deceit. Știu că se joacă Max Infinity, nu știu cum se pronunță, dar poate o să fac pe viitor, nu prea am bani să investesc atât de mult în jocuri de genul, dar poate pe viitor. Love you, you love me, I love you all, guys. Oh my god. Dacă Ana are mere, cât face rădăcină pătrată din 6, 9, 6, 9, 6, 9, 6, 9, 6, 9, două puncte, 2, 3, adică împărțit, 2, 3, 2, 3, semnul întrebării. 3. Crezi în extraterestri sau în faptul că într-o zi roboții vor prelua conducerea lumii? Bă, cred că da. Adică, cu siguranță. De unde știi? Eu faci parte din... din masonerie? Ești mason? Ce cauți pe canalul meu? Vorbim în privat. Ce planuri ai pe viitor? Să ajung cât mai departe cu canalul, dacă la asta te refer legat de canal. Și pe plan social... N-am nimic, pentru că sunt no life. Vei face ceva colaborări? Da, o să fac. Voiam să zic că am făcut deja COVID-ul, dar cred că am mai zis chestia asta.
Și pe viitor, după cum am mai zis sau n-am zis, nu știu că sunt foarte senil, o să fac. Dacă îmi place, o să fac. Dacă îmi plac oamenii care îmi propun astea colaborările sau o să caut eu pe cineva, atunci da. Până mâine nu mai știu. Bă, e suficient, crede-mă. Mai ales aia cu 6-9, e tot ce trebuie. Succes. Mersi la fel. Doamne ajută. Adrian Bălteanu. Ce PC ai? Tocmai am mai spus. Ce joc îți place cel mai mult? Nu am un joc preferat. Am mai zis chestia asta într-unul din Q&A-uri, dar nu știu în care. Da, joc foarte des CSGO. Acum PlayerUnknown's Battlegrounds. H1Z2 nu mai joc. Un pic mai rar acum dacă joc Battlegrounds. Ce mai joc? Brawlhalla. Mai am alte jocuri? Zula. Și cam astea. Cam ce vedeți voi pe canal asta, mă, și joc. Nu prea mă joc fără să filmez. Spune ce PC ai. Am spus. Ce animal preferi? Câinele. Bun. Apples Gaming. Câți ani ai? 20. Ce PC ai? Am mai spus. Ce joc? Ce joci cel mai des? Cel mai des? În ultimul team player UnknownBattlegrounds Battlegrounds și în rest CSGO. Vei face un live? O să fac pe viitor. Vei face parteneriate cu alți youtuberi? Da, o să fac, în cazul în care îmi place. Susținere maximă. Respect, frate! Vlad Gaming. Câți ani ai? 20. Cât crezi că o să faci YouTube? Până la adânci bătrâneți. Cu final fericit. Happy end. Care este jocul tău preferat? N-am mai spus, nu am un joc preferat. Câți ani ai? 20. Văd că se repete întrebările. O să faci clipuri cu facecam în viitorul apropiat? Da, o să fac. Norci Family. Frate, respect pentru chestia asta. Mersi mult. Am fost ocupat și acum am văzut că ai postat. Sorry, man. Nicio problemă. Dacă revii tot timpul, e perfect pentru mine. Ești cel mai tare. Mersi mult. La fel, de fapt, suntem cei mai tari împreună. Codrianu VG. VG. O să faci o serie de clone drone in the danger zone? Da. Nu. Nu știu jocul. Nu, deci nu. Din ce localitate ești? Sunt din județul Sibiu, orașul Sibiu. O să faci alt canal cu daily vlog? Poate pe viitor, dar momentan am Curious Minds și am și ăsta și nu aș mai face față cu altele. Nu fac față nici măcar cu ăstea. Am observat că postez videoclipuri destul de des. Pentru videoclipuri mai mult ai nevoie de timp și întrebarea mea este cu ce te ocupi jobs, dacă nu te superi. Momentan sunt student la Facultatea de Informatică din Sibiu și cam atât, nu mă ocup cu nimic altceva. Vei juca jocuri cu abonații gen Roblox, CSGO, cu siguranță o să joc. Repet încă o dată, pe grupul de Steam sau pe pagina de Facebook o să anunț acolo, deci fiți cât mai activi pe acolo. Mai joci CSGO pe modul de la Roblox? Da, am mai pus deja un mod, ceva genul Nerf. Roblox Nerf, care e identic, din câte am citit prin comentarii, ci că ar fi fost o farsă de 1 aprilie. Dar bă, e un Roblox mai nașpa. Din ce oraș ești? Bine, un Roblox CSGO mai nașpa. Tot timpul revin așa la întrebări, sar peste zi, foarte tare. Mă bucur că mă urmăriți. Din ce oraș ești? Sibiu? O să faci jocurile copilăriei? Poate da, nu știu. La mine e foarte random tot ce fac. O să faci Paladins Creativeverse? Da, o să mai joc, dar nu știu când. Ai prietene, ești tare, sper să ajungi la 100 de milioane. Aoleo, meleoane, Doamne ajută. Și respectul meu. Nu, ai respectul meu. Mersi mult și tu ai respectul meu. Câți ani ai? 20? Cu ce te ocupi? Gamer, YouTuber, câștig foarte mulți bani în chestia asta. Mă, cu nimic. Cu facultatea, adică nu cu nimic, chiar nimic. Cu facultatea și cu YouTube momentan. O să faci CSGO cu abonații? Da, o să fac și am mai făcut. Când vin live streamurile și dacă da, co-op with me, normal, de ce să nu? Și live streamurile, nu știu. Chiar nu știu, poate pe la 10.000 de abonați, cred că atunci. Ce telefon ai? Samsung Galaxy S6. Îmi plăcea și S6 Edge, atunci nu mă puteam hotărâ, da, am ales S6-le pentru că am lucrat în... la un magazin care, în care aplicam folii și vindeam puse și atunci știam că folia e foarte nașpa pentru Samsung Galaxy S6 Edge și pentru S7 Edge. De ecranul ăla curbat, nașpa. Greu de întreținut, o folie costă 50-60 de lei, pe când o folie pentru telefoanele cu ecranul plat costă 15 lei, deci diferență enormă. Cam ăsta e motivul.
pentru care am ales S6. Ce telefon ai aici? Cam ce de aceeași întrebare. La 3000 de subscriberi faci un nou giveaway? Mă, nu știu dacă la 3000... Dar nu fac în funcție de câți abonați am. Fac când cred eu că îmi permit, adică nu, când îmi permit, practic, și când cred eu că vreau să dau și eu ceva înapoi, știi? Pentru că eu doar pentru chestia asta fac giveaway-urile, să vă mulțumesc. Chestia asta e o mulțumire pentru mine și să vedeți că vă apreciez. Pentru că văd că voi mă apreciați și atunci același lucru îl întorc și eu. Care este suma abonaților la care ai vrea să ajungi? 10.000. Ăsta e targetul meu. Și Doamne ajută la mai mult, ce să zic. Eu am speranțe mari, tot timpul îmi fac planuri mult prea mari și n-are sens să le zic, pentru că tot timpul mă dezamăgesc. Ce PC ai? O să mai răspundem la întrebarea lui Alexandru Prunescu și ne oprim aici. Nociv, te rog, vreau să-mi răspunzi. Ai un frate sau o soră? Da, am un frate, face și el YouTube. O să vă las și linkul în descriere. Te uiți la filmele Furious, sau nu să zic Fast and Furious, da. Furios și iute. Mă, nu știu dacă, adică cu siguranță m-am uitat la cel puțin unul din serie, dar nu știu la care. Nu m-am uitat la oricum, nu m-am uitat la serie. Nu știu de ce, pur și simplu îmi plac mai mult serialele, dar filmul oricum e genial. Adică seria e genială. Și hai să vedem ce întrebări mai erau, dar nu mai răspund acum, continuăm după. Mai avem cam de 2 clipuri, cred. Poate răspund direct din clipul următor. Nu știu, oricum, încheiem aici și eu deja o să filmez pentru al doilea Q&A. Închid aici și pac, 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 trecem la al doilea. Mersi de vizionare și bă, vă mulțumesc enorm de mult pentru tot, pentru toate întrebările. Sper că nu vă stresez pentru că vă mulțumesc atât, dar eu chiar simt treburile astea și trebuie să mă exteriorizez. Pentru mine înseamnă mult. Vreau să fac YouTube și voi mă ajutați în toată treaba asta. Și credeți-mă, sunt foarte recunoscător. Mersi, salut!